Steaua București s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Turis Turnu Măgurele. Golul roșalbaștrilor a fost marcat de Vlad Nițu în repriza a doua. Iată, primul gol al anului a fost marcat de tine, chiar dacă a fost un amical, totuși cu o echipă de Liga a doua cu pretenții de promovare. Cum te-ai simțit astăzi? M-am simțit bine, pentru puțin obosit, într-adevăr. Am început perioada de pregătire acum și facem un antrenament foarte încărcat. Dar pentru noi astăzi a fost doar un simplu meci amical. A fost o zi neagră pentru Steaua. Președintele a fost condus spre ultimul drum astăzi. Sunteți mult mai optimiști în ceea ce privește promovare. Da, suntem foarte optimiști. Acum nu mai avem, să zicem așa, adversar în lupta spre promovare, dar tragem în continuare pentru noi și sper să fie bine. Ce ți-a spus personal Daniel Oprița? Mi-a spus să trag de mine, să-mi câștig singur locul în echipă și o să fie bine. La această partidă au evoluat și noi jucători veniți în Ghencea, Mădălin Mihăescu și Alexandru Zaharia. Pe hârtie suntem Liga 4, la ce echipă și antrenori și suporteri și toată familia Steaua, nu arătăm deloc că suntem Liga 4. Cu ce te-a convins Daniel Oprița să te alături acestui proiect? Păi da, în primul rând el m-a convins, să fiu sincer, el datorită lui am venit și eu și Zaharia și cred că toți băieții care au venit din vară. El ne-a convins să venim la echipă și proiectul frumos care este aici în Ghencea, să ducem echipa acolo unde vrea toată lumea. Formația aflată pe locul 5 în Liga a doua, Turis Turnu Măgurele, este antrenată de fostul fotbalist al Stelei, Eric Lincar.